Disperare în orașul chinez Xi'an, aflat în carantină strictă de aproape 2 săptămâni. Localnicii se plâng pe rețelele de socializare că au rămas fără provizii și fac troc între ei pentru a scăpa de foame. Xi'an are 13 milioane de locuitori plasați în carantină din cauza creșterii galopante a cazurilor de COVID. Nu au voie să iasă din casă și depind de ajutoarele distribuite de autorități, care se dovedesc insuficiente. Potrivit Radio Free Asia, vecinii de bloc fac schimb de hrană și alte produse, țigări sau telefoane inteligente contra varză și orez. Cele mai căutate sunt fructele și legumele. Există și plângeri că polițiștii i-ar agresa pe cei care vor să iasă din clădiri în căutare de mâncare. Autoritățile au anunțat că au evacuat 1000 de locuitori vulnerabili și i-au cazat în adăposturi. Oficialii vor să-și refacă imaginea șifonată.都在买东西，买面条的。啊，这有史以来这个村子里面是最多的人，鸡。谁偷？谁买菜把娃扔了？这还人好，把又把我包跑了。娃都不知道。看不到奶奶了。全部是自己进去，都是买的吃的，菜，馒头。小李真牛。